Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Uncharted The Lost Legacy. Bun, haideți să continuăm și să vedem ce o să se mai întâmple în uimitoarea noastră aventură. Alături de Chloe și Nadine. Ok, cred că avem un inamic aici, da. Vrei să te duci jos? Hai, du-te! Pa, pa! Bun, hai să iau glonțele alea. Am nevoie de ele. Oh my god! Oh, this is nice! Wow, ce tare a fost asta! No. Oh my god, ce-am făcut, frate, și eu? Oricum, nu e rău, nu e rău. Dar unde mai avem? Unde mai avem inamici? Cred că n-am făcut bine! Bă, cineva! Oh my god! Ah, da, unde m-am dus eu? Bă, mă lași! Băi, au machine gun, frate, pe mașina aia. Păi și ce să-i fac eu lui ăla? Bă, dar cum naiba mă nimerește, că nu înțeleg. Cred că o să mor, nu? Da. Nu contează, nu contează. Ok, trebuie să fiu mai atent. Ești mort. Opa! Oh, a fost tare asta. Băi, frate, cum îl omor pe ăla? Oh, nu, nu, cu glanțe nu. Și nu am grenăzi. Oh my god. Cred că trebuie să fugim. Asta e toată treaba. Nu cred că trebuie să stau să mă lupt cu el. Stai aici, stai aici! Nu, stai aici! Că nu mai avem viață. Da, deci n-am nicio șansă, nu trebuie să mă lupt cu el. Hai, Chloe! Oh my god, și aici? Oh my god! Whee! This is nice, man! Dar tot trebuie să fugim, trebuie să fugim! Mamă, mamă, mamă! Cred că o să mă omoare. Aici am alunecat. Da, mamă, ce frumos m-am omorât. Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să vedem de unde mă dă. Ok, hai că m-a dat bine. Ah, nu pot să fac nimic. Ia vină muncă. Opa. Ce era să mă ia nenorocită? Wow, wow, wow. Bravo, bravo, Nadine, bravo, Nadine. Băi, frate, intensă lupta asta, îmi place. Oh my god, ce-a fost asta? Ok. Bun, s-o ajut pe Nadine la nu știu ce poartă. Dar nu știu unde e. Unde ești, Nadine? Aici în niciun caz. Băi, m-am rătăcit, frate. Ok, uite-o, uite-o. Haide! Haide! Wow! You all right? I think so. Oh, shit. Okay,
Ce avem noi aici? No idea. But at least we're not in the line of fire. That thing carved on the floor. Piramide oare? Nu. Da, nu știu. Mi reamintește de noul Assassin's Creed Origins. Da, abia aștept. Să-mi văd și statueta, pentru că am luat pachetul cu statuetă. Am luat versiunea, sau nu știu cum se zice, a jocului cu statueta. Am luat tot pachetul. Include și statueta aia frumoasă. Ok, unde trebuie să ne ducem? Pe aici? Up here. Think there's a way through. Poor bastards. Don't know. I'd prefer being left to rot. Și era o închisoare aici. Duly noted. Cred că trebuie să mor pe aici. Cred că pe acolo. Nu cred că pot să... Nu-mi place cum arată acolo. Iese? Asta trebuie să-l iau, cred. Ce? Nu pot să... Ce? Trebuie să-ți deschid sau ce? Că n-am înțeles. Nu poți să te urci. În fine. Oh my god. Bă, mă lași. Ha, cine era în mașina asta? Aoleu. Aoleu. Cheia, am pierdut cheia. Ne-a luat cheia. The Eye of Shiva. Impressive. My man worked for a week and turned up nothing. They probably hired the wrong expert. Perhaps. Bă, ce forțos este ăsta, bă, frate. You know, a Hoysala poet once wrote of a young king who showed mercy and thus ended our rituals. But the old kings, they understood that progress demands sacrifice. Is that what you tell your men? All right. So, in times of war, these aqueducts, they would run red through the capital. Those who would not fight had to be used to inspire those who would. Stai cu minte, mă, că nu o să mă împuști. Opa! Nu mă așteptam la asta. Ce mișto! Oleu! Bă, e forțos ăsta. Opa! Give me back my disc. Come get it. Ok. Proud of yourself? Ce ai făcut, mă? Yeah. Come on. Ok, trebuie să-i barez loviturile. Opa, dar e cam greu. Oleu. Hai. Cum, frate, că va apăsa aici nebunie, dar degeaba, nu se întâmplă nimic. Nu mai pot. Nu știu, cred că se aude. Ok. În sfârșit, Nadine, te-ai trezit? Wow, ia de aici. Ouleu. Nu e bine. Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, mă? Ia-mă de aici. Wow, ce mișto. Ok. Mă, ce tare! Woo!
distracție maximă. Ok, o să trească să arunc un cârligu. Oh, Tarzan! Wow! Aoleu! Wow! Cred că a durut. Take it easy. You've been out for almost half an hour. Half an hour? Yeah. Oh, shit. Shit, Sarv's got the disc. Just hang on. Oh, we gotta get going. Relax. Deci am pierdut discul. Discul e la ăla. O să-l recuperăm. Manage? Yeah, I've had worse nights, believe me. I won't ask. It's good to have you back. There's two of you now, right? Yeah. Okay. Let's go and get our disc. And some guns. And some guns. Ok, nu mai avem nici arme? Da, nu mai avem. Aoleu. Cam rănită, Chloe. Can I just say? Phew. You were not joking about Asav, I mean. Nu-i bine. Wow, he looks so unassuming. Right? That's exactly what he wants. Pretty sure his glasses are an affectation. To make him look harmless or smart? Both. But he is smart. Was a doctor before he took up his course. So he left behind a lucrative career. I'm sure at one point he thought it was the right thing to do. Hey, you sure you're good to go? As good as I'll ever be. Hai că și-a revenit. Up here. Go slow. Whee! The gate. We made it. Bun, nu pe acolo. Ok, pe aici. Trebuie să deschidem poarta, ok? Let's get that thing open. Deci asta e o poartă. Wow, cât de mare. Hai să vedem. Nadine, nu vii și tu să mă ajuți? Nu vii. Oh my god. Actually, that's a holy cow. O vacă. That's Nandi. Shiva's gatekeeper. That's got to be the entrance to the old capital. It had to be triggered by the aqueducts. Yep. Shit. Asav's already heading inside. Okay, well, better get down there. Come on. No. What do you mean, no? Sam Drake. Wow! He's a goddamn expert, he's Sam. Fratele lui Nathan Ray, frate, Sam. Bă, mă lași. You know what? This is a good thing. I can kill two birds with one stone. Asta e revoltată, deci vrea să-l moare și pe Sam. What? Sam's kind of the reason why we're here in the first place. Oh, you better be joking. This was my deal. Sam went ahead to do recon for me on the disc, but then he went missing and I couldn't leave him. A, deci Sam a lucrat cu Chloe și a fost prins. Opa! Opa! Calmați-vă, fetelor, pe ce faceți voi aici? Calmați-vă! Doesn't change anything. You'll still get your share. Yeah? Or maybe you and Sam will cut me out as soon as you get the tusk. Come on, man, that's not how I operate. That's exactly how your type operates. And to think I trusted you. Listen, I was going to tell you about Sam. I swear I was just waiting for the right time to... Ok, s-a supărat Nadine. Wow, ce traseu frumos. Fine, I could use the exercise. A plecat fără noi. Bă, mă lași. No way, man. The gatekeeper. Ok. This is what I get for being honest. Socked in the jaw. Să vedem pe unde trebuie să mă duc eu acum. Wow, stai un pic.
că trebuie să-mi dau drumul pe aici. Aoleu, ce vreme. Și chiar nu știu, hai să mă duc pe aici. E frumos să mergi și pe jos. Nu zice nimeni, dar parcă acum nu trebuia să merg pe jos. Trebuia totuși să merg cu mașina. Dar e bine, unde avem drum din ăsta e bine, ne dăm drumul și să ne uși. Aoleu. E foarte interesantă treaba asta aici cu podul. Este al doilea pod pe care îl văd în joc, așa cu rădăcinile, făcut din rădăcinile copacilor. Super mișto. Ia să vedem. Ah, trebuie să mă cațăr, ok. C4, ok. Păi punem și noi C4 aici, nu? Ah, și trebuie să tragem. Ah, bano. Detonăm frumos. Dar stai un pic pe aici, pe aici, de aici, ce avem noi? Ok. Pe ce facem noi? Nu mai găsim și noi lucruri interesante pe aici? Inspect. Ah, ok, avem pe aici treasure și astea. Nu ne interesează momentan. Să știți că n-am uitat de misiunile alea secundare, o să le fac. După ce o să închei jocul, o să închei povestea jocului, îl dăm peste cap, cum se zice, pe românește, o să fac și... Ouleu! O să fac și acea... misiune opțională, să căutăm relicvele alea și să le punem acolo. Ok, uite-o pe Nadine. Deci n-a pățit nimic, dar a făcut mașina praf. Și au trecut și ăia cu mașina. Foarte mișto mașina aia a lor. Aoleu, a făcut mașina praf, frate. Bun, și acum din nou puțin acțiune, mulți inamici. Ce nu-mi place mie. Puh, sunt și eu aici cu mașina. Și cred că ăia pe aici o să se plimbe. Da. Deci dacă m-au observat, ce, mă omoară direct. Ok. Pistol, chiar am nevoie de pistol. Ok, să le iau și pe ăla. Hamu, duceți-vă. Hamu, vin încă? Ha! La somn. Opa, te-ai dus în apă, mă? Hai că e bine că... Bun. Dar o să mă vadă ăștia. Mi-e frică. Uleu, cine băi asta? Uleu, îl vedeți pe ăla. E bine că nu m-a văzut. No! Nu se poate așa ceva! Nu se poate așa ceva! Opa! Aoleu! Mamă, n-am nimerit! Băi, cum pun eu siforul? Păi, cum pun eu grenăzile alea, bombele? Cum? Ah,
Ok, uite-l, uite-l, uite. A, nu e Nadine aia. A, ce faci mă aici? Hai mă, mă urc o dată. Ai curaj? Aoleu. You motherfucker. Păi nu e corect. Eu cu mitraliera asta, vai de mama ei și tu cu agheu? Păi cum? Mă, dar unde ești, mă? Opa! Ce faci, mă, băiatule, mă? Mă, băiatule, mă? U, ce pistol mișto are rost. Dar nu-l iau. Aoleu. Mă, cum te omor eu pe tine? Că nu știu care e treaba. No! Aoleu, trebuie să mă regenerez. Agheu. Bă, frate, e ceva cu agheu. Ah. Hai mai repede. This is it. Unde ești, mă? Ok. Off to a good start. Hai că a început să fum. Dar e treaba... De unde mai au eu? De unde mai fac eu rost de agheu? Opa! Bă, dar îmi dă damage, frate. Nu se încurcă. Doar C4. Bine, am înțeles. Aoleu! Nu! Bun, e bună treaba. Iau C4, îl plantez și când o să meargă îl detonez, gata. O cutie acolo, cred că găsim agheu acolo. Dar trebuie să o deschid, asta e toată treaba. Unde ești, mă? Dar n-ai, frate, cu mitraliera n-ai ce să-i dai damage. N-ai ce să-i faci. C4-ul e singura opțiune. Sau agheu. Bă, da, mă, lasă să nu pleacă de aici. No. Bă, a murit. Nu se poate, frate. Aoleu! Am crezut că sar direct și mă prind de ăla, dar n-a fost așa. Aoleu! Ok, nu pot să activez aici? În niciun caz. Bă, n-am nicio cutie aici. Ce e, Nadine? Aoleu! Bă, mă lași, chiar așa. Bă, nu se poate. Nu știu unde sunt. Ok. Ham. Du-te acolo. Uite. Mă vezi? Ia să... Ham. M-ai văzut? Ai! Perfect! Încă una și te-ai dus, nu? Eu așa zic. Dar de unde mai iau? Bun. Ar fi cutia aia de acolo. Și ar mai fi aia, dar eu știu ce să zic de aia. Lasă naibii ăla! Nu, că-mi bat piciorul. Fugi! Ce să fac cu pistolul ăla? Băi, mai am nevoie de încă un C4.
This is it. Tot acolo o să-l pun. Tot acolo o să-l plantez. Că a fost bine. Tot aici. Perfect. Le atrag atenția să vină aici. Băi, a durat, a durat aici. Chiar îmi cer scuze, dar e chiar complicată treaba. Nu e chiar așa simplu. Dar unde sunt ăștia, frate? Aoleu. O poziție bună să tragă mine, frate. Ham. Come here. Așa. Așa, foarte bine. Asta e. Vă așteptăm. Așa. E extraordinar. Faceți boom. Gata, frate, te-ai dat cu... fundul în sus. Opa. Stai un pic, stai un pic, nu mai înțeleg. No, așa ceva e incredibil. Nu se poate, frate. Nu se poate așa ceva. Băi, dar altă armă nu mai am? Ba da. Ok, hai că mai face și Nadine acolo, dar ce să facă și ea? Singurică. Opa! Mamă, ce noroc am avut. Care ești, măi? Știi aici vreunul? Mă, te-am văzut, mă. Ha, mai am 16 gloanțe. Nu l-am omorât, cred. Oh, ok, am scăpat, am scăpat. Și a fost first try, nu? Cred că nu spun prostii. Nu m-am omorât. Aici. Hai, nu știu, armă ai. Hai că te ajut, ne împăcăm, da? Ce mai deschidem, frate, ce mai deschidem? Ok. Asta e vaca aia. Rea clopotul de la gâtul ei. You lied to my face. I didn't lie. I just left out the part about Sam. Look, Asav is getting a head start and we need to hurry. We? Oh, shit. Look, I spit it out. Okay. Hai, împăcați-vă. I need your help. Should have thought of that before. And if you want the tusk, you need mine. Look, I screwed up. Okay? This is your idea of an apology. Well, if it helps to keep your head in the game, then sure. Listen, we both have something to lose here. Am I right? Just so we're clear, my priority is the tusk. Not Sam Drake. And certainly not you. Fair enough. Foarte rea, Nadine, frate, foarte rea. Oh, cred că o să avem un puzzle foarte interesant aici. Nu știu de ce am eu feeling-ul ăsta. Yeah. A, închide aici, aha. Super. Cred că o să ne oprim cu episodul aici. Este de ajuns pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și să dați și un share canalul meu pentru că mă ajută foarte mult. Și ne auzim în următorul episod din Uncharted The Lost Legacy. Pa, pa!